Bine v-am găsit! Noi probleme în lotul naționalei basarabene de fotbal. După ce Gațcan nu va putea juca din cauza unei suspendări, prima reprezentativă va fi lipsită de aportul unui alt lider, Artur Ioniță. Mijlocașul lui Cagliari a fost supus recent unei intervenții chirurgicale. Lui Artur Ioniță i-a fost extrasă placa de la piciorul drept rămasă de la ultima intervenție chirurgicală. Operația a avut loc la spitalul Via Stuart din Roma. Mijlocașul lui Cagliari va avea nevoie de 2 săptămâni pentru recuperare, astfel că selecționerul Igor Dobrovolski nu va putea conta pe Ioniță în partida amicală cu San Marino din 6 iunie și meciul din preliminarele campionatului mondial din 2018 împotriva Georgiei, programat pe 11 iunie la Chișinău. Tricolorii vor fi lipsiți în partida din preliminarii și de aportul lui Alexandru Gațcan, care este suspendat. Totodată, portarul lui CSU Craiova, Nicolae Calancea, se confruntă cu probleme la brațul drept și se află într-un program de recuperare la recomandările Medicului Național al Moldovei.